Hristos a înviat! Lăudat să fie numele Domnului! El e atât de bun, fără învierea Lui n-am fi fost niciunul astăzi aici. Am fi fost pierdut, Scriptura spune că eram departe, ca niște oi rătăcite, rătăceam fiecare în drumul și în calea Lui. Dar ce minunat este că Tatăl din ceruri spune Scriptura, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numească copii ai Săi. Tatăl nu vrea să stăm departe, Tatăl vrea niște copii aproape. Diavolul a ținut omenirea de la păcatul adamic, da, toată rasa adamică legată în păcat, legată sub lege. Însă Domnul Hristos spune Scriptura că a venit să ne libereze de sub păcat, de sub domnia celui rău și de sub zapisul legilor scrise care mărturiseau împotriva noastră. De asta mă bucur așa de mult că astăzi nu mai este nicio condamnare. Roman capitolul 8:1 spune, nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Și mă bucur că nu este niciun deget îndreptat spre mine și spre tine. Și felicit pe toți cei care au luat decizia să intre astăzi în apa botezului și să mărturisească cu un cuget curat că Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Botezul nu-l facem pentru că suntem oameni perfecți. Botezul este mărturia unui cuget curat, așa cum spune Scriptura, și aș vrea în dimineața asta să spicuiesc în puținul timp, pentru că e sărbătoarea lor și a vrea să le dăm cât mai mult timp, despre semnificația spirituală a botezului. Unul din capitolele mele preferate care vorbește despre acest lucru este Roman capitolul 6. Și aș vrea să citesc începând cu versetul 3. Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, prin moartea asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Că cine a murit de drept, este izbăvit de păcat. Amin. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Ăsta e unul din cele mai importante pasaje pe care Duhul Sfânt l-a inspirat pe Apostolul Pavel să scrie despre însemnătatea și semnificația spirituală a botezului. Aici sunt câteva lucruri foarte importante pe care dacă nu le înțelegem, nu vom beneficia niciodată de acoperirea totală a jertfei Domnului Iisus Hristos. Foarte mulți când ne întreb de jertfa Domnului Iisus Hristos, răspund, Hristos a murit ca noi să fim iertați și mântuiți și este adevărat. Dar este doar unul din beneficiile, din cele 8 sau 9 beneficii care mărturisesc în jertfa Domnului Iisus Hristos o viață nouă. De aceea aici Apostolul Pavel vine și vorbește despre păcatul rasei adamice, despre cum omul în natura lui e un rebel din naștere, e despărțit de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, a găsit o cale, pentru că îmi imaginez o discuție dintre Satana, dintre Lucifer, dintre îngerul căzut și Dumnezeu și zicea, bine, Doamne, eu sunt un rebel, eu sunt un înger căzut, recunosc că am greșit, recunosc că am vrut să-ți iau locul, dar adu-ți aminte, Doamne, făptura asta pe care o iubești, omul pentru care Tu ai făcut totul, făptura asta nu merită, e la fel ca mine de păcătoasă, pentru că eu am avut succes în a-i transmite sămânța mea de rebel. Și ce o să faci cu ei? Dacă Tu mă arunci în iazul ăla cu foc și acolo mi-e locul, știu, acolo o să mă arunci, Dumnezeule, va trebui să-i arunci și pe ei. Și îmi imaginez că Dumnezeu n-a zis nimic. Ci în dragostea lui mare a pregătit soluția. Pe Domnul Iisus Hristos, care a venit într-o fire asemănătoare cu a noastră, a murit și a înviat. Și atunci când El a murit, Dumnezeu a pus în El toată rasa adamică. Nu doar unul, nu doar doi,
Toată omenirea a fost răstignită în El. De asta spune Scriptura că noi am fost botezați în moartea Lui. Botezul este îngropare cu El și venire la o viață nouă. Botezul nu este doar o intrare în apă, doar o călătorie la piscină, dragii mei. Botezul are o semnificație atât de importantă și atât de spirituală, încât dacă nu înțelegem, diavolul ne păgubește și ne văduvește de resursele împărăției lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel aici, botezați în moartea Lui, îngropați cu El. Doar când ești îngropat cu El, atunci vei putea trăi și învia cu El. Dacă ai mers doar jumătate de drum, Scriptura spune, cine crede și se botează, va fi mântuit. Botezații. E prioritate maximă, botezații, botezații. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățații. Dacă Domnul Hristos n-ar fi pus aia acolo, poate am fi zis, da, nu trebuie, e opțional. Nu e opțional, e mandator. De ce? Pentru că în botez, noi suntem îngropați cu El și venim la o viață nouă, la o viață nouă, pentru că asta este ținta. Noi mărturisim acolo, omul nostru cel vechi, spune Scriptura, a fost răstignit cu El. Omul meu, dragul meu, înțelege că este un fapt istoric că Adam a fost pus în Hristos și răstignit pentru noi toți. Atunci când Domnul Hristos a fost răstignit pe cruce și eu am fost răstignit împreună cu El și tu ai fost răstignit împreună cu El, firea noastră pământească a fost răstignită și pusă în cuie. De ce? Ca să vii la viață nouă cu al doilea Adam, cum îl numește Scriptura, care se numește Iisus Hristos. Dacă am murit, spune Apostolul Pavel, vom și trăi împreună cu El. Vezi că întâi trebuie să fie o moarte, ca mai apoi să fie o înviere. Ăsta este tiparul biblic. Și îmi place ce cum conchide Apostolul Pavel, socotiți-vă morți față de păcat. Problema e că mulți cred că Iisus a murit pentru ei. Dar prea puțin se socotesc morți față de păcat. Ei și după ce încep să vină la biserică și după ce încep să frecventeze biserica, ei continuă să trăiască în omul cel vechi, ascultând de impulsurile Adamului vechi, nu ascultând de impulsurile cerului și ale Domnului Hristos. De ce? Pentru că niciodată nu s-au socotit morți față de păcat. Când ai intrat în apa aia acolo, ia-ți la revedere de la omul cel vechi. Lasă-l acolo mort, împreună cu Hristos. Și vino la o viață nouă. Coloseni 2, de la 11 la 12 spune așa, în El. În cine? În cine? A, nu în biserica pentecostală, nu? Nici în baptistă, nici în ortodoxă, nici în catolică, nici în reformată, nu te mântuiești în nicio biserică. În Hristos, în El. Ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a Lui Hristos, în dezbrăcarea de poftele firii noastre pământești. Cum? Cum se face dezbrăcarea? Fiind îngropați împreună cu El prin, citim împreună prin botez. Următorul verset, rog. Fiind îngropați împreună cu El prin, mai tare, prin. Vedeți, dragii mei, că botezul nu e opțional. Sunt foarte mulți care au adus firea la biserică și înceapă să o tuneze. Hai să-mi tunesc firea. Dumnezeu nu trimite firea pământească la biserică să o tuneze și să o facă un pic mai bine îmbrăcată, care folosește cuvintele potrivite, ridică o mână în sus și strigă aleluia. Pentru firea pământească Dumnezeu are o singură cale, crucificarea. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El împreună cu El prin credință în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Oh, lăudat să fie Domnul, sunt entuziasmat în dimineața asta. Dar mai este un pas, Galateni 3:27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, atenție, toți care ați fost botezați pentru, nu pentru religia mea, religia ta, cultul meu, bisericuța mea. Pentru că nici o biserică nu te poate mântui, e o erezie. Hristos este singurul care ne poate mântui. Toți, citim împreună, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Aleluia! Ce veste bună! Eu nu mă mai port pe mine, nu mai sunt îmbrăcat cu Adamul cel vechi, cu faptele firii, nu mai trebuie să ascult de păcat. Eu acum pot să ascult de Dumnezeu. Dragul meu, spun ceva ce am învățat când m-am pocăit la 16 ani jumate.
dintr-un rebel, un om violent, un om rău, un tânăr fără viitor, fără perspectivă, stăteam în genunchi în străzile Craiovei, acolo cu Noul Testament și mi-am dat seama că aveam toți sfinții la inima mea, toți sfinții, și pe Maria, și pe Ioan, și pe Ilie, dar nu-L aveam pe Hristos, în care era viața. Știi ce am învățat atunci în ziua aceea? Am învățat că dacă nu fac pasul, pentru că în mintea mea era, eu sunt ortodox, eu m-am botezat odată. De ce trebuie să mă mai botez din nou? Și mi-am dat seama că eu am fost botezat pentru nume, n-am fost botezat în Hristos. Și pentru Hristos. Trebuia să fie decizia mea personală. Domnul Hristos s-a botezat la maturitate, El a înțeles ce face acolo. Și am zis la pastorul meu, pastore, eu vreau să mă botez, avem programat peste 3 luni, n-ai înțeles, duminică mă botezați. Eu vreau să fiu botezat în Hristos, pentru că vreau să trăiesc o viață nouă în Hristos. Eu nu mai vreau să mă întorc la cele vechi, nu mai vreau să ascult de cele vechi. Eu vreau să trăiesc o viață nouă în Hristos, prin credință, prin credință. Mai lasă versetul odată, toți care ați fost botezați, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Vreau să te întreb, ești îmbrăcat cu Hristos? Sau ești îmbrăcat în haina de ardelean? Bănățan, noi suntem fruncea. Mergi la Cluj, noi suntem mingea. Aici, în Bihor, noi suntem mâinile. Ăia la Oltenia, noi suntem gura. Ăia în Moldova, noi suntem... Ești îmbrăcat în cultura regiunii tale sau te-ai îmbrăcat în Hristos? Aș vrea să nu mai auzim printre noi lucrurile astea, dragii mei, pentru că nu sunt sănătoase. Păi noi suntem... Așa suntem noi, moldovenii. Nu, atunci când mori împreună cu Hristos, moare și Adamul și moldoveanul din tine. Și vii la viață împreună cu Domnul Iisus ca sfânt și cetățean al cerului. N-am auzit aminul. Cetățeni noi, cu pașaport nou. Slavă Domnului că te-ai născut în zona asta. Eu iubesc ardelenii, iubesc moldovenii, oltenii, bănățenii, iubesc pe toți dobrogenii, iubesc toți românii și pe toate națiunile conlocuitoare pe planeta românească. Dar noi suntem botezați în Hristos, nu într-o cultură sau subcultură regională. De asta nu ne mai permitem să zicem, așa suntem noi. Nu, tu nu poți să zici, așa sunt eu. Tu nu mai poți să zici, eu sunt melancolic, eu sunt coleric, eu sunt flegmatic, eu m-am născut așa, nu. Când te-ai botezat în Hristos, ești umplut de Duhul Sfânt, vii la o viață nouă împreună cu El. Aș vrea să mai citesc un verset, să fac mai clar lucrurile, 1 Corinteni, de la 1 la 2. 1 Corinteni, scuză-mă, 10, capitolul 10, versetul 1 și 2. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost botezați sub, citiți împreună, nor, și toți au trecut prin mare. Incredibil. Asta este o imagine vechi testamentală a botezului nou testamental. Au trecut prin mare, botezul în apă, au fost botezați cu nor, botezul cu Duhul Sfânt. Omule, noi suntem botezați în apă, dar suntem botezați și de sus. Amin? Dumnezeu vrea să ne boteze. Vezi, ei au fost botezați în nor și în apă, dar Biblia spune că doar după ce au trecut prin Marea Roșie, au ieșit în partea alaltă, prin credință, spune cartea Evrei, la o viață nouă, legi noi, un conducător nou, adică pe Moise, și o destinație nouă, adică Canaanul. Dragul meu, sângele nu joacă rolul botezului. Botezul și cu sângele sunt două lucruri diferite. Sângele Domnului Hristos îți iartă păcatele. Și știu mulți oameni iertați de păcat, dar care nu sunt transformați, încă nu au tăiat legăturile cu trecutul. Cine a tăiat legăturile cu Egiptul? Sângele? Nu, sângele i-a scos din Egipt. Cine a tăiat legătura cu Egiptul? Marea! Au fost botezați în mare! Și de ce egiptenii au murit în mare? Pentru că Biblia spune în Evrei că copiii lui Dumnezeu au trecut marea prin credință. Dragul meu, în dimineața asta, dacă ești aici și te botezi, nu uita, tu intri în apa asta prin credință și lași acolo tot Egiptul și toată natura ta păcătoasă. Asta e botezul. Botezul nu e o plimbare la piscină, mă duc și eu să mă botez că m-a chemat mama. M-a întrebat păstorul meu atunci, 16 ani jumate, de ce vrei să te botezi? Zice, ești primul ortodox care vine la mine după 3 zile și vrea să boteze. Unora le ia câțiva ani. Zic, eu vreau să mă botez pentru că am înțeles un lucru, că Domnul meu Hristos s-a botezat și ce face El vreau să fac și eu. Al doilea lucru, vreau să las în urmă Egiptul.
Știu că doar trecând prin apa aceasta botezului, Dumnezeu mă eliberează prin credință. Aș vrea să citesc un pic ce scrie, dacă poți să-mi dai 1 Petru 3, de la 20 la 21. E un verset extraordinar, e o altă imagine vechi testamentală care vorbește despre apă, e povestea lui Noe, vorbește Petru despre ea, judecata lui Dumnezeu venea și Dumnezeu îi dă lui Noe o soluție. Și soluție care a fost? Cum se numea soluția? Începe cu A. Al doilea cu... Cum? Arca! Care este arca în Noul Testament? Domnul Iisus Hristos! Lumea asta se scufundă! Potopul va veni, dar El ne pune în arca Domnului Hristos! O, Doamne, spune aici... Cei care fusese răzvrătiți odinioară, când îndelungă răbdarea al Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care a fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume... Dar stai puțin, nu sunt mântuit prin credință? Ba da, dar credința e în doi pași. Degeaba zici, cred, dar nu faci al doilea pas. Vezi tu, botezul e manifestarea publică sau vizibilă a ceea ce spui în inima ta. Cred în Iisus Hristos. Păi și dracii crezi să înfioară. Ai văzut vreun drag care să botează? Când spui cred, trebuie să faci al doilea pas. Să intri în apa botezului. Mi-aduc aminte de Filip, evanghelistul. Vorbește cu acel etiopian, acel om cu școală, acel om care era gestionarul, da? Omul cu cheile de la împărăția... Ajută-mă! Etiopian, așa e. Am era să zic altă... Etiopiană, dar știi ce îmi place? Că după ce el are înțelegerea că Iisus Hristos este Hristosul, cel promis, zice, uite apă, dacă așa stau lucrurile, eu cred, trebuie să fac următorul pas. Și știi de ce vorbesc astăzi? Nu pentru cei care sunt aici, ci pentru cei care poate amână de ani de zile. Am auzit o poveste care îmi place foarte mult. Era diavolul și cu dracii lui în ea și povesteau, cum să-i facem pe ăștia să nu se întoarcă la Dumnezeu? Și un drăgușor a venit și a zis să le spunem că Biblia nu e adevărată. Și diavolul a zis, taci din gură, Biblia e adevărată, toată lumea știe acum că e cuvântul lui Dumnezeu. Să le spunem că Dumnezeu e o fantasmă, nu există. Taci din gură, toată lumea știe că Dumnezeu e creatorul și există. Nu merge, nu o să funcționeze, să le spunem aia și aia și aia. Și până la urmă diavolul era frustrat și supărat. Și un drăgușor a zis, șeful, am și o idee. Zi. Să le spunem că Dumnezeu există, Biblia adevărată, Hristos a născut din vecioară, a venit, dar să le spunem că au timp și să amâne cât de mult pot. Diavolul zice, asta e bună, așa facem, toți dracii mei pe pământ, spuneți-le să amâne că au timp. Dar Biblia spune astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Poate stai acolo în bancă și n-ai făcut niciodată legământ cu Domnul, încă te joci cu viața, încă te joci cu păcatul, te joci cu diavolul, ai dat mâna cu el, astăzi el te cheamă la mântuire. Nu te juca cu veșnicia ta, astăzi lucrează credința, astăzi lucrează Dumnezeu, nu mâine. Era un farabon nebun în Biblie, peste care au venit broaștele și atunci când a venit Moise și a zis, hotărăște-mă o zi când să mă rog să plece broaștele din... A șternut-o tot din oalele tale și s-a gândit bine faraon și a zis, mâine! Am mai vrut o noapte cu broaștele, broaștele sunt duhurile necurate în Apocalipsa. Dragul meu, nu mai amâna! Chiar dacă nu ești aici ca cei nouă, vino și spune-i păstorului Tibi, pastore, vreau să mă botez, n-am hainele la mine, dar vreau să intru în apa botezului, pentru că am înțeles că nu ajunge doar să cred, trebuie să fac acest lucru public, trebuie să trec prin această experiență ca să fie tăiat Egiptul și să nu mai vină egiptenii după mine. Această icoană închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu e o curăție de întinăciune trupești, și o mărturie a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și a supus sângerii, stăpânirile și toate puterile. Bun, am înțeles, trebuie să mă botez. Am înțeles că botezul ăsta rupe legăturile cu egiptenii, cu vechiul meu eu. Pentru că în botez mor egiptenii. Vă spun ceva, știți, și am întâlnit oameni care n-au făcut pasul botezului. Și egiptenii veneau după ei și lucrurile vechi îi urmăreau și îi hăituiau. Și doar în momentul în care s-au botezat și
și au mărturisit cu un cuget curat: da, Iisus Hristos este stăpânul meu și vreau să fac public, pentru că nu mi-e rușine. Mi-a spus: măi, am simțit că ceva s-a întâmplat cu mine. Mi-a spus acum un frate la Cluj, luna trecută am făcut acolo botezuri cu pastorul Filip, și un frate zice: frate Sani, vă rog frumos, pe mine țineți-mă mai mult sub apă. Vreau să mor și egiptenii să nu mai vină după mine. E primul om care ne-a cerut asta. De obicei toți spun: nu mă țin. Zice: pe mine țineți-mă mai mult. Dar zic: cum să te ținem, că s-aptea să e o gură de apă? Nu contează, vreau să moară egiptenii. Nu mai vreau să vină după mine trecutul. Nu mai vreau să vină acel bici al lui Faraon. Nu mai vreau să vină legăturile sclaviei. Pentru că Egiptul, știi ce simboliza? El m-a scos din casa robiei. Egiptul este robie, 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 robie de păcat, robie de pofte, robie de frică, robie de panică. Omule, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și nu-ți mai împietri inima. Nu mai amâna atâta, nu mai fă planul diavolului. Eu am urgentat botezul. La sfârșitul bisericii a venit pastorul și a zis: uite, să vorbesc cu echipa. Zic: n-ai ce să vorbești. Pe mine mă botezați săptămâna asta, nu duminică. Eu vreau să rup cu Egiptul. Au făcut miercuri botez pentru Sani Trancă. Am mai adus încă 3 cu mine din gașcă. Am zis: bă, dacă eu mă botez și voi vă botezați. Pentru că am înțeles că este singura mea cale, credința în Hristos, ascultarea de cuvânt, trecerea prin această apă în care mor eu și Egiptul și casa robiei rămâne acolo și ies la o viață nouă, liber, și pot ca să ascult de Iisus Hristos. Cea mai mare revelație care am avut-o când m-am pocăit, dragii mei, știți care a fost? Cea mai mare revelație n-a fost că pot să zic de acum da lui Dumnezeu, ci că pot să zic nu păcatului. Până în momentul ăla nu puteam să zic nu, parcă eram teleghidat. Stăpânul care mă conducea, mă forța efectiv, mă consuma, mă conducea. Trăia prin mine o altă împărăție. Și în momentul în care am crezut în Domnul Hristos, momentul în care am pășit în apa botezului, mi-aduc aminte că erau acolo frații, bordul prezbiterii, și era un bazin acolo, o piscină, și eu cum am văzut piscina, m-am și aruncat în ea. În numele lui Iisus, intru în apă, zic: nu, oprește-te, nu se pune, trebuie să te băgăm noi. Dar eu cred! Mi-aduc și acum aminte, când m-au băgat în apă, zic: m-au băgat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Eu cum eram obișnuit cu notul, îmi țineam respirația și nu mai ieșeam, ăștia s-au speriat. Unde este? Scoteți-l! Și când am ieșit, vă spun sincer, nu e o poveste, e adevărat, am martori. Am văzut un porumbel alb pe colțul casei. Cred că a fost ca un semn pentru mine, ca un simbol. Pentru că, într-adevăr, Hristos te cheamă la o viață nouă, o haină nouă, să ne îmbrăcăm cu Hristos. Botezul ăsta este dezbrăcarea, dar vreau să spun încă un verset. Nu știu cum stau cu timpul, am aici pe pastorul Tibi. I-am spus să mă ajute, că mi-am lăsat telefon. Mai e? Slăvit să fie Domnul. Ce har îmi dă pastorul Tibi tot timpul. Evrei 11 cu 29, îmi place atât de mult versetul ăsta, aș vrea să-l citim împreună. Ah, ce frumos este! Citim împreună ca biserică. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Deci aici este condiția biblică, dragii mei. Botezul este mărturia unui cuget curat, dar noi îl facem prin... Degeaba intri acolo fără credință. Crede că e voia lui Dumnezeu, crede că e pasul care trebuie să-l faci, crede că egiptenii vor muri acolo și tu vei ieși în partea cealaltă, o persoană nouă, la o viață nouă, care să trăiești pentru Domnul Iisus Hristos. Îmi place așa de mult cum spune Scriptura: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numească copii ai Lui. Tatăl nu vrea sclavi, slujitori are destui. Îngerul, e plin cerul de îngeri. Îngerii îl slujesc zi și noapte și cântă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, vrenic de laudă. Aș vrea să mai citesc din Coloseni 3, deci dacă ați înviat, Coloseni 3, capitolul 3, versetul 1, deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, îmi place atât de mult, ce să faci după botez? E bună întrebare. Mă întorc înapoi la bar cu prietenii, mă duc înapoi la internet, pe acelea site-uri. Știi ce mi-a plăcut? Un tânăr zice: Sani, eu lucrez în calculatoare. Problema e că stare dependent nu doar de calculatoare, ci și de ce e pe
internet. Ieri m-am botezat și știi ce am hotărât? Zice, am ieșit top of the class în generația mea, la informatică. Am luat cele mai bune concursuri, dar am hotărât că decât să păcătuiesc în continuare înaintea Domnului și să-mi dau ocazia să păcătuiesc, mă duc și mă fac taximetrist. Mai bine evanghelist decât păcătos pe internet. I-am zis, mă, dacă asta e convingerea ta, nu trebuie. Eu cred că Dumnezeu te poate folosi și acolo. Zice, știu, dar zice, sunt prea fraged, simt că nu pot să fac față. Wow, ce maturitate! Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, citim împreună, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos ia de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, wow, cât îmi place, oprește-te. Oh, Hristos, viața mea. Deci nu-i păcatul viața mea, nu-s poftele viața mea, nu-s plăcerile viața mea, nu-s habiurile viața mea, nu-i cafeaua viața mea. Și zice prin lume, păi dacă nu trag un fum mor, păi normal, pentru că țigara e viața ta. Dacă nu fac aia, simt că pleznesc, normal. Dacă nu mănânc, simt că leșin, avea unul o vorbă, tot timpul mânca, dacă nu mănânc, simt că leșin. Dragul meu, cine este viața ta? Este Hristos? Sau sunt poftele acestei lumi? Îmi place cum Apostolul Pavel descrie Hristos, viața mea. Viața mea e Hristos. Viața mea e Hristos. Viața mea e în Hristos. De acolo îmi trag plăcerea, de acolo bucuria mea e să fac voia Lui. Spunea David, îmi plăcea, zice, bucuria mea e să păzesc poruncile Domnului, să-mi țin piciorul, să nu cad pe cale și să mă țin curat de lucrurile lele. Înțelepciunea și frica de Domnul te păzește de rău. O, Tată, îmi place așa de mult. Când se va arăta Hristos, citim împreună, viața, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, care-i treaba noastră? Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia care este o închinare la idoli. Dragul meu, lăcomia e o închinare la idoli. Când zici că leșin dacă nu mă mai mănânc cu una în plus, sau încă un steak în plus pe lângă alea trei care le-ai mâncat, e o problemă. Unul e ok. Doi, e deja bonus. Dacă ai trecut la al treilea, la al patrulea, ce zice Biblia? Să spui? Să spui frână. Trage frâna! Ai băut două, trei, patru, cinci pahare de cola. Până la urmă eram cu un prieten, ăsta îi plăcea cola. Îi plăcea mult cola. Îi ziceam Coca-Cola. Deci, că el zice, hai să luăm o cola, să împărțim. Îmi puneam eu un pahar, își punea lui un pahar și după aia punea sticla în el. Își punea lui al doilea pahar, mie nu mai îmi punea și punea sticla în el. Al treilea, al patrulea, până și când trecea pizza. Omule, zic, noi nu împărțim aici. Tu ai o problemă. Viața ta e în Coca-Cola, viața ta nu e în Hristos. Viața ta e în răzbunare, vrei să-ți faci dreptate tot timpul. Viața ta e în mânie, ești un om al mâniei, spune Scriptura, din fire erați copii ai mâniei. Păi dacă te-ai întors la Domnul, mai poți tu lăsa mânia să te stăpânească? Dacă viața ta e Hristos și El era blând și smerit cu inima, atunci undeva a fost un scurt circuit, dragul meu. Lăcomia e închinare la idol. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste pă... Spune tare! Lasă versetul! Spune tare! Mai tare! Mai tare! Să nu mai ziceți, am o mică problemuță, e păcat! Îmi spune unul, am și eu o problemă o mică problemă cu curvia. E păcat, nu-i problemă. Am o mică problemă cu lăcomia. E păcat. Dacă tu în fiecare săptămână mergi la mall să-ți cumperi ceva, e păcat. Ai o problemă, nu te poți stăpâni. Biblia le numește păcate, nu mici problemuțe. Dragii mei, hai să nu mai interpretăm Scriptura cum vrem. Este păcat. Mărturisește-L că a păcat și vei fi eliberat. Dar acum, spune Scriptura, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Wow! Câți dintre voi vor? Doamne, eliberează-mă de mânie! Ia uite ce zice Biblia. Lăsați-vă de aceste lucruri. De ce? De mânie. A cui e responsabilitatea? Aoleu! Doamne, eliberează-mă de vrăjmășie! Am ceva de câte ori îl văd pe fratele Dan, ceva, uite... Nu zice să te duci la fratele Dan să le îmbrațe, să rezolvi cu vrăjmășia.
că Dumnezeu nu-i vrăjmaș cu nimeni decât cu ăia mândri. Fratele Dan e un om bun, eu sunt un om bun, suntem frați în Hristos, facem lucrarea al Dumnezeu. Dar e responsabilitatea mea să mă las de vrăjmășie. Clevetire. Stai și zici, Doamne, eliberează-mă de bârfă, de clevetire. A cui e responsabilitatea? A Domnului sau a ta? Mi-a plăcut sinceritatea unui hoț. S-a pocăit și când a dat mărturia ne-a zis, nu-i spun numele lui adevărat, eu sunt Grigore și meseria mea e de hoț. Și zice, acum lucrez la versetul să nu furi. Lucrez de 6 luni la el, dar vă promit când termin cu ăsta, trec la următorul, să nu minți. De vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Îmi place așa de mult versetul nou, îl citim împreună și 10. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Dragii mei, citim împreună înseamnă toată biserica, nu doar păstorul Tibi cu 7 persoane după. Pentru că citirea cuvântului Dumnezeu este o onoare, dragii mei. Citirea cuvântului Dumnezeu și mărturisirea lui este o chemare. Biblia spune mărturisiți cuvintele lui, vorbiți cuvintele lui Dumnezeu. E o poruncă, nu e o opțiune. Degeaba stai în scaun cu mâinile în sân și asculți doar pe predicator. Trebuie să-l mărturisești cuvântul cu gura ta, pentru că prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. E același principiu. Vrei să ajungi la eliberare? Mărturisește eliberarea. Vrei să ajungi la lăsare de mânie? Mărturisește că mânia e un păcat înaintea lui Dumnezeu și El te va elibera. Citim împreună. Nu vă mințiți, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul. Ăsta este chipul aici. Asta e conștiința lui Dumnezeu, asta e inima lui Dumnezeu, asta este mintea lui Dumnezeu, este constituția împărăției cerurilor. Dragul meu, eu am fost softat pe un chip când am fost născut și zămislit, cum spune David, în păcat m-a zămislit mama mea. Dar prin credință în Domnul Hristos și prin botez, ies la o viață nouă, mă dezbrac de omul cel vechi și mă îmbrac în Hristos. Pentru că vreau să trăiesc o viață nouă. Și aș vrea să mai citesc un singur verset, dați-mi voi să-l găsesc, că e foarte important. E foarte important. Cred că e aici undeva. Mi-l spui tu? Trebuie să-l găsesc. Versetul spune cam așa, că în vremea care ne mai rămâne de trăit pe pământ, să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci pentru voia lui Dumnezeu. Eu asta vreau să fie provocarea noastră. Că în vremea, dacă Hristos a murit și a înviat, și noi am murit și am înviat cu El, în vremea care ne mai rămâne pe pământ, nu știu cât am vremea asta, habar n-am, credeți-mă, nici nu stau să mă gândesc. Deci la câtă treabă am pentru împărăție, nu am timp să mă gândesc. Amin? Pentru că noi suntem chemați să facem slujba împăcării. Dacă îmi hotărăște tata să mă ia, slăvi să fie numele Lui. O fi mai bine acasă decât aici oricum. Dar până atunci, citim împreună, pentru că am vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Wow, 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 lasă versetul, te rog. Lasă-ne să ne uităm puțin și să medităm la versetul ăsta. Și Doamne Iisuse, îți mulțumesc că mi-ai făcut această chemare și ne-ai făcut-o tuturor, ca să te proslăvim în trupul nostru. Vezi, Roman capitolul 12 spune, aduceți trupurile ca o jertfă vie și asta e parte din botez. Dumnezeu își cere trupul. Asta face la botez Domnul, dă-mi trupul tău. În Grecia antică, ca și în lumea de astăzi, se spune că nu contează ce faci cu trupul atâta timp cât ți-e sufletul curat. Dă-mi voie să spun ceva, că nu în Tesaloniceni spune și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru, să le țineți și fără, întregi și fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragul meu, asta e chemarea noastră. Să nu mai trăim după poftele oamenilor și ale stăpânului acestui veac, ci după voia lui Dumnezeu. Ești tu gata? Cântăm un refren de cântare? Eu am terminat.
Lăudat să fie Domnul. Mă ajută Beni. Spuneți amin dacă credeți. Doamne, binecuvântează-l pe Beni. Amin. Pe el și casa lui. Amin. Și familia lui. Amin. Care e gata să se facă. Amin. Dă-le tot ce le trebuie. Amin. Dă-le mult. Amin. Ca să dea și la alții. Amin. El n-a zis amin la asta. Ai zis? Amin. Aș vrea să cântăm doar un refren de cântare care l-am pe inimă dimineața asta. Nu l-am scris eu, dar mi-a venit așa în duh. În ce gamă ești? În re? Poți să mergi în do? Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să în genunchiem la tronul tău. O, da, Doamne! Copleșit de uimire, scăldat, eu trăiesc. Mai cântă-l odată, nu-i chemarea, asta-i chemarea. Nu-i chemare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tron. Dimineața asta, Tată Ceresc, vreau să trăiesc pentru voia Ta. Nu mai vreau să trăiesc pentru poftele oamenilor. Îți mulțumesc pentru cea mai mare chemare care mi-ai făcut-o. Să las Egiptul, să las robia, să las legea în urmă, să las pe prințul Satan și să-L urmez pe prințul păcii, Domnul Învierii, viața noastră, Iisus Hristos. Ești tu gata să faci asta? Poate pentru cei care nu se botează, fă o rededicare în dimineața asta și mai cântă eu dată acest refren. O, nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchezi